E momentul să vedem evoluția burselor. Sergiu Voicu revine în direct, urmează Banii în Mișcare. Bună ziua și bine v-am găsit! Este momentul pentru informațiile despre investiții și investitori. Piața de capital autohtonă are încă o zi bună. Indicii sunt aproape toți pe verde. Indicele principal al pieței BET se apropie de un record de 10.000 de puncte cu un plus de 0,11%, vreme ce BET fi indicele societăților financiare listate pe bursa de la noi este singurul care are scădere în acest moment, o scădere de 0,34%. Creștere vedem în dreptul indicelui companiilor din energie, un plus de 0,28%. Valoarea tranzacțiilor efectuate până această oră a trecut de 27 de milioane de lei. În clasamentul celor mai lichide companii de la Bursa de Valori din București conduce BRD cu tranzacții importante de aproape 8 milioane de lei. Romgaz are schimburi de 6,7 milioane de lei, iar Banca Transilvania a reușit să treacă până la această oră de 4,5 milioane de lei. În ceea ce privește evoluțiile companiilor, remarcăm creșterea din dreptul Nuclear Electrica, un plus de 2,3%, plus vedem și în dreptul Impact Developer de 2,42% și scădere în dreptul SIF Oltenia, o scădere de 0,80%. Despre evoluția piețelor de capital ne vorbește acum Alina Hoidumac, director de portofoliu privat la CERT Invest. Pe plan local, indicii Bursei de Valori București s-au menținut un teritoriu mixt în prima parte a ședinței de tranzacționare, indicele reprezentativ al bursei locale fiind la maximul ultimilor 12 ani, foarte aproape de pragul psihologic de 10.000 de puncte. În cadrul ședinței de astăzi, investitorii și-au orientat atenția asupra companiilor din sectorul bancar și energetic, în topul celor mai tranzacționate acțiuni fiind titlurile BRD, TLV și Romgaz. Guvernul a solicitat dividende suplimentare în valoare de 1,5 miliarde de lei, solicitare ce se aplică companiilor de stat. În acest context, vom ține sub observație emitenți precum Nuclear Electrica, Romgaz, precum și Fondul Proprietatea, acesta din urmă fiind principalul beneficiar al dividendelor suplimentare distribuite de Hidroelectrica. Pe plan extern, remarcăm o ușoară revenire a indicilor bursieri pe fondul unor mesaje optimiste privind semnarea fazei inițiale a acordului comercial dintre Statele Unite și China. Săptămâna viitoare, Comitetul de Politică Monetară din cadrul Rezervei Federale se va întruni în cadrul ultimei ședințe de politică monetară pentru a stabili dacă măsurile de relaxare vor continua, așa cum s-a întâmplat și în ultimele trei ședințe, prin reducerea ratei de dobândă. Așa cum putem vedea, bursele europene sunt între plus și minus, după ce ieri toți indicii erau pe verde. Să ne uităm mai în detaliu la ce se întâmplă cu principalii indici. Pe bursa de la Londra vedem o scădere de 0,11%, scădere și la Frankfurt o scădere de 0,08% are indexul DAX. Sunt scăderi în celelalte, sunt de cealaltă parte, vedem creșteri pentru ceilalți indici. Piața de capital din Paris are cel mai mare avans, este pe verde cu un plus de 0,72%. Bursa de la Milano are și ea un plus de 0,40%, iar la Madrid indicele principal are o creștere de 0,30%. Rubrica despre investiții și investitori a ajuns la final. Continuă știrile la miezii alături de Cătălin Nunu. Mai bine! Mulțumim, Sergiu!